Fotbaliștii din lot cu cele mai mari șanse de a fi transferați sunt Ștefănescu, Popadiuc, Tabacariu, Sialmas, Calancea sau Slavicas. Niciun caz Ceahlău nu va da jucători gratis și atunci, la această oră, din câte știu, face demersuri prin campionate străine, unde activitatea a început să are la ceva mai târziu din cauza specificului fiecare. Are contacte cu câteva cluburi din Italia, de primă mână, în Anglia ceva și probabil după a doua jumătate a lunii, spre sfârșitul lunii, cei 3-4 se vor deplasa pentru discuții sau o perioadă de test în străinătate, de unde sperăm să luăm un preț mai bun. Luăm în considerare și împrumuturi temporare cu o plată urmând ca ulterior cluburile să aibă opțiune de cumpărare. Luăm mai multe variante în calcul. Important este să nu continuăm pe acea linie care am plecat undeva la sfârșitul anului trecut și să pierdem, să compromitem o muncă de ani buni care a condus, după cum știți și dumneavoastră, la finalul anului, la un lot cu 70-75% dintre componenți crescuți la noi, cu bun potențial și doar ghinioanele din tur și câteva chestii de ordin administrativ au făcut să fim în acea situație care ulterior a condus la ce a condus. Oficialii pe teren consideră că în România este foarte greu să vin jucători la ora actuală pe bani mulți în condițiile în care cluburile din țară au mari probleme financiare. Nu ne considerăm, știu eu, ținta unor discriminări. Pentru că, așa cum ați văzut, din acel milion investit în transferuri în acest an, în fotbalul românesc, 900.000 i-a cheltuit Steaua. Toți ceilalți au preferat să caute jucători liberi de contract, să se plombeze așa cum au putut fiecare pe unde nu sunt transferuri spectaculoase, nu sunt bani pentru transferuri și asta, evident, ne-a întărit convingerea că pe plan local nu vom face vreo afacere cedând unul sau altul dintre jucători.